să mă duc... Bravo, am înțeles. Nu știam. Trebuie să mă duc sus, că am de închis niște... V-am înțeles, vă rezolvați problemele. Deci nu vă deranjez. Eu oricum am intrat, nici n-am văzut, nici n-am fost pe aici. Ok? Nu, că știu ce înseamnă... Aici sunt birourile. Nu am înțeles. V-am zis, știu ce înseamnă bunul simț, respectul, secretul. Ok. Așa, și pe aici sunt numai hale. Hmm? Și de aici încoace sunt numai hale. Sunt câteva care nu sunt închiriate. Am fost și am periat. Cea de aici nu este. Am fost și am periat acum cu 10-15 ani și pe aici și pe la Mijea și pe la... Ok? Dar trebuie să memorez toate fazele astea, capcanele astea. Cum zicea domnul Popiliu de doamna de la bar, că și-a adus aminte că trebuia să fie la chef sau... E, lumea asta e mică, Lucian. Ok? Dacă ai făcut ceva și ai greșit, chiar dacă ai făcut bine, tot te vorbește de naștere. Da, da. La lumea din ziua de azi nu-i să... gudură. Tot ce e aici e închiriat până în spate. Am înțeles. Doamne, iau de ce aici. Astea le folosește pentru... Vine cu vânt cu cisternă ăștia. Bine, și noi la fel, că le avem basele, nu? Ok. Dar am, aici am depozite și în partea cealaltă e, până în capăt e închiriat. Dincolo e câmpul. V-am înțeles, supravegherea este vizibilă sau aveți și da, bun, să fază, oameni? Păi am om acum și. Da, da, da. Am înțeles. Hai! Da? Haide! Păi nu-mi pui aici? Ba da, închide alea ca armez. Ăla îl scot, hidroforul? S-a umplut? Nu, mai așa. Hai. Îl scot hidroforul înapoi. Nu, lasă-l așa. Îl las? Da, da, da. Treaba ta. Se oprește singur, frate. Ce? Se oprește singur. Da, da. Ok, tată. Ok, dacă are la prea plin limitator și se oprește singur. Da, da. Aia... Dacă omul nu știe... Da, nu, mai are momente când se mai întâmplă câteodată să nu mai meargă de cauza la șocurile de tensiune. Am înțeles, dar pot nu faci bataie, faci sănătate, să trăiți. Domnul Dragomir, coleg, Gigel. Am pornit omul. Ce? Da? Mașină. Da. Să oprești la mașină. Da. Vrei să o auzi mergând? Ce avea? Bă, Luciane, am impresia că dacă a stat nepornită de atâta timp, s-a dus... Nu, s-a dus motorina din pompă. A, și nu s-a... Și nu s-a... A rămas pompa neamorțată? Probabil. Ai dat la pompă? Nu, i-am dat la chei. Și a luat-o, știi? A văzut-o, gagiu, s-a dus să... în probă cu ea. M-a sunat directorul, ce faci? Că am vorbit noi, ce? N-am vorbit. Nici Lucian, că Lucian zic nici nu a plecat. E frică că îi spunem noi lui ăla. Și să tragi la mașină, la mea, să iau niște sacoși. Să? Să iau niște sacoși de-n dubă. Alea de la Nicu, din mașină, ți le-ai luat? Nu, le-am luat, e la el. Trebuie să merg și o fugă până la sediu la mine, să mai am niște marcă de la care te las pe tine și...